Când spui județul Tulcea, te gândești la Dunăre și Mare, la Delta și lacul Razim, la Sulina și pădurea Letea, la o istorie captivantă și zbuciumată, cu succesiuni de stăpâniri, cu invazii barbare devastatoare și așezări de populații pașnice, la multiculturalitate și tradiții dintre cele mai diverse. Un peisaj etnic de o complexitate extraordinară, o limbă unică în lume, un patrimoniu de vestigii istorice fascinante și un mozaic de ecosisteme în cel mai nou pământ al Europei. Orașul Port Sulina este situat la gura de vărsare a canalului Sulina în Marea Neagră. Cea mai estică localitate a țării și a Uniunii Europene, Sulina este amplasată pe ambele maluri ale brațului cu același nume, în zona în care acesta se întâlnește cu apele mării. Sulina este varianta numelui turcesc Sune sau Suhnia. Orașul a fost menționat pentru prima oară în anul 950 de către împăratul bizantin Constantin Porfirogenetul, cu numele Solina. După acest moment, localitatea apare pomenită în numeroase hărți și documente de navigație, în portulane și cronici din secolele 14-15 și din cele următoare. Instituirea Comisiei Europene a Dunării la Sulina, în 1856, ca urmare a hotărârilor Congresului de Pace de la Paris, a determinat transformarea așezării într-un important oraș, cu o economie înfloritoare, bazată pe comerț și navigație. Pe faleza Dunării a fost ridicat în 1868 Palatul Comisiei Europene a Dunării, instituție care avea ca principal scop asigurarea liberei circulații pe Dunăre și pe Marea Neagră. Odată cu integrarea Dobrogei în structura administrativă a statului român, Sulina a fost declarată comună urbană. La sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul avea peste 1000 de case, un hotel, numeroase prăvălii și 3 mori. Lucrările de amenajare a brațului Sulina au impus construcția și organizarea unor ateliere de reparații și întreținere a utilajelor, o stație de acetilenă, o turnătorie și un gater. Pentru rezolvarea problemelor comerciale, în 1900, la Sulina își aveau sediul un număr însemnat de agenții consulare ale unor state europene. De-a lungul timpului, numărul locuitorilor Sulinei a cunoscut creșteri și descreșteri, astăzi el cifrându-se undeva la peste 4.000 de locuitori. Pe lângă populația predominant românească, în Sulina trăiesc ruși lipoveni, ucraineni, greci, turci, sârbi, maghiari, germani și armeni. Cimitirul din marginea estică a orașului mai amintește de complexitatea etnică ce a caracterizat mereu populația Sulinei. Fără să se remarce printr-o dezvoltare industrială semnificativă, Sulina s-a remarcat prin activitatea comercială, portul său fiind frecventat anual de circa 6.000 de corăbii și vapoare. Orașul a cunoscut și perioade de regres, deși și-a păstrat statutul de Porto Franco. În prezent, locuitorii Sulinei se ocupă cu pescuitul și cu activitățile turistice. Între principalele obiective turistice care ar putea suscita interesul celor sosiți în Sulina, la loc de cinste se situează clădirea vechiului far, care prezintă crâmpeie din viața portului Sulina și a lucrărilor Comisiei Europene a Dunării. Vechiul far din Sulina a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de autoritățile otomane și administrat apoi de Comisiunea Europeană a Dunării. Din anul 2003 a devenit muzeu. Turistul se poate deplasa spre plaja Mării Negre destul de extinsă, cu nisip fin și locuri de not foarte bune, care a fost amenajată și modernizată la standarde optime. Plaja din Sulina este cea mai lată porțiune de acest fel de pe litoralul Mării Negre. Cimitirul multinațional este unic în țară și chiar în Europa. Cimitirul este locul cu care orice turist ar trebui să-și înceapă periplul prin Sulina, pentru a cunoaște câte ceva din istoria acestui oraș. Pe lângă monumentele mai arătoase sau mai modeste, dispuse pe criterii etnico-religioase, turistul poate afla legende interesante despre cei care au marcat, într-un fel sau altul, istoria acestor locuri, găsindu-și sfârșitul departe de țara de origine. Povestea castelului de apă spune că, de mult, la Sulina a oprit un vapor cu un oaspete de seamă, regina Olandei. Coborând, aceasta a cerut un pahar cu apă. O bătrână a luat cu cana apă din Dunăre și i-a oferit-o. Mirată că într-un port cu activitate intensă apa de consum nu este filtrată, regina Olandei a ordonat construcția castelului de apă, acesta fiind darul ei pentru Sulina. Construit în 1897, uzina de apă funcționează și astăzi.
Sulina deține astăzi statutul de zonă de interes național. În orașul Sulina se poate ajunge doar pe calea apei, existând posibilitatea de deplasare cu două tipuri de mijloace de transport. Nava rapidă și nava clasică, deplasarea cu această navă reprezentând o adevărată plăcere pentru cei îndrăgostiți de natură. Datorită poziției geografice propice și în scopul dezvoltării regiunii, în portul Sulina, încă din 1978, a fost instituit regimul de port liber și a fost înființată administrația portului liber Sulina. Ulterior, în 1993, a fost înființată administrația zonei libere Sulina, cu statut de regie autonomă, organizată pe principiile autogestiunii economice și financiare. În perimetrele zonei libere se pot desfășura de către operatori activitățile prevăzute de clasificarea activităților din economia națională. Avantajele zonei sunt multiple. Concesionarea se efectuează pe o perioadă de până la 49 de ani, închirierea se efectuează pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, iar navele care operează în portul liber Sulina și nu ating alte porturi dunărene sunt scutite la plata taxei de canal. Actuala tendință de integrare europeană, piața din Orientul Mijlociu și țările riverane Mării Negre, precum și infrastructura, experiența, spiritul de echipă și înalta competență existente aici de peste 20 de ani, au readus în atenție portul Sulina ca zonă liberă și ca port de tranzit și depozitare în vederea producției și serviciilor. Primăria și Casa de Cultură din Sulina, Primăria Municipiului Tulcea și, nu în ultimul rând, ansamblul artistic profesionist Baladele Delte din Tulcea. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Parteneri media, Televiziunea Română, Radio România Actualități, Radio Constanța, Televiziunea Accent și Ziarul de Tulcea. Doamnelor și domnilor, mi se oferă deosebită onoare de a saluta în numele organizatorilor și a domnului primar Nicolae Răduș personal prezența dumneavoastră la această sărbătoare culturală, moment de referință în viața spirituală a locuitorilor orașului Sulina, oraș care încă de la prima atestare documentară a fost caracterizat ca fiind o așezare multietnică, în care locuitorii de diverse origini au conviețuit într-o înțelegere deplină, fapt care se perpetuează până în zilele noastre. Această manifestare culturală, devenită tradițională în orașul Sulina, situat într-un cadru natural deosebit, așezat pe malul Dunării și aproape de freamătul Mării Negre, urmărește punerea în valoare a muzicii și dansului popular specifice minorităților naționale și oferă acestora, pe lângă posibilitatea de a câștiga un premiu, satisfacția de a se cunoaște și a-și etala frumoasele tradiții strămoșești. Astfel, pe scena Festivalului Minorităților Naționale Sărbările Deltei Tulcea Sulina 2019 vor evolua în această seară grupuri vocale și ansambluri de dansuri din diferite localități ale țării. Și să trecem și la partea tehnică, juriul festivalului are următoarea componență. Oana Petrică, Institutul Național al Patrimoniului și președinte executiv Asociația Națională a Centrelor Culturale din România, președintele juriului. Iulian Vizauer, director Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. Nelu Gheorghe, președintele Asociației Așezămintelor Culturale din România. Cristian Naum, director artistic Centrul Cultural Jean Bart Tulcea. Nelu Serghei, consultant artistic Centrul Cultural Jean Bart Tulcea. Oana Crețulescu, realizator TV, Televiziunea Română. Petru Țincoca, regizor scena
Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei Tulcea. Și să înceapă festivalul. Grupul vocal Vostok, în traducere Est, al comunității rușilor lipoveni din România, filiala Sulina, este continuatorul grupului vocal Ceaica, înființat în urmă cu 19 ani, care a avut o activitate strălucită, participând la multe spectacole și festivaluri, unde a fost foarte apreciat de public, obținând multe premii. Repertoriul grupului se bazează pe cântece vechi rusești, învățate de la părinți și bunici, cântece vesele și triste, cântece care prezintă tradițiile și obiceiurile lipovenilor, cântece care încă se mai cântă pe la nunți și petreceri. Cu Victor Saraev la harmonică, sau garmoșcă, așa cum se spune, la lipoveni, grupul Vostok din Sulina. Ai, 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 ai
aplauze pentru ansamblul Vostok. Potențial turistic, piscicol și viticol extraordinar, sporit de valoarea mondială a deltei, cu rezervațiile sale naturale de o valoare ecologică și estetică deosebită, județul Tulcea este un adevărat muzeu al biodiversității și multiculturalității. Tărâm fascinant, situat între pământ, ape și cer, parcă anume creat pentru a fi explorat și iubit, județul Tulcea vă invită să-i descoperiți comorile ascunse.